În luna din săptămâna luminată, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia. Ierarhul a vorbit despre rugăciunile înalțate pentru cei aflați în suferință și pentru cei afectați de noul coronavirus. La dumnezească liturghie pe care am săvârșit-o și astăzi și pe care o să o săvârșim zilnic în perioada luminată, i-am pomenit în mod deosebit pe cei infectați cu virusul covid câțiva dintre ei sunt din episcopia noastră, însă sunt alți câțiva din țară și din alte locuri, însă totodată am adus mulțumire Mântuitorului Iisus Hristos, Marelui Doctor, pentru că i-a tămăduit pe câțiva dintre frații noștri și surorile noastre infectați. Ne rugăm Domnului: să-i tămăduiască pe cei bolnavi și să îi întărească pentru a-și purta cu demnitate crucea suferinței. Totodată, i-am pomenit la Dumnezească liturghie pe toți cei încredințați spre pomenire. Am primit prin toate mijloacele de comunicare ale episcopiei noastre, din partea credincioșilor și credincioaselor care nu pot participa în țară la Dumnezească liturghie, mai multe nume și îi încredințăm că îi pomenim pe toți, pe fiecare după numele Său, îi pomenim cu multă stăruință înaintea prea milostivului Dumnezeu, aici la Sfântul Jertfelnic. Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să se roage la rândul lor pentru ierarhi și preoți. Să ne pomeniți și frățile voastre în rugăciuni, fiindcă noi, iată, Vă punem înaintea Domnului la altarul eucharistic, iar dumneavoastră ne purtați în rugăciune pe altarul inimii voastre. Așadar, să ne purtăm sarcinile unii altora într-o legătură a păcii și să fim martori ai învierii, așa cum am auzit în Apostolul care s-a citit acum la Dumnezească liturghie când ucenicii Domnului au tras la sorți ca să aleagă pe un bărbat vrednic de apostolat în locul lui Iuda Iscariotianul, trădătorul. Și au pus înaintea Domnului doi bărbați, pe Iosif, numit și Barsaba sau Iustus, și pe Matia. Și au tras la sorți, iar sorțul a căzut pe Matia. Și așa au spus apostolii că acest nou ales să fie martor al învierii alături de ei. Așadar și noi să fim martori ai învierii, martori ai adevărului, martori ai binelui, martori ai conștiinței și să aprindem neîncetat focul credinței pe care Mântuitorul Hristos l-a aruncat pe pământ. Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm este ocrotit de Sfântul Apostol Andrei. În acest sfânt locaș se păstrează spre închinare părticele din moaștele Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.